Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite a autorizat complet vaccinul anti-COVID-19 de la Pfizer. Asta confirmă siguranța serului și ar putea ajuta țările în campania de vaccinare. Sunt firme care deja cer vaccinarea personalului, însă în România obligativitatea vaccinării ar fi puțin probabilă, spune Dumitru Tosa, vicepreședinte Zarea. Noi am încercat să îi convingem să se vaccineze, dar din păcate procentul este încă mic în cadrul companiei noastre. Nu ne permitem să facem discriminări, în sensul că cei care nu sunt vaccinați să nu beneficieze de anumite drepturi, pentru că, după cum știți, în România, cu precădere în București, este o lipsă de forță de muncă. În Statele Unite, autoritățile discută și despre impunerea vaccinării în universități. Daniel David, rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj, susține inițiativa americanilor și spune că și la noi există un astfel de exemplu. Singura universitate care a anunțat public exact același model, care este Universitatea Babeș-Bolyai, am spus că ne-ar plăcea să-i aducem pe toți clasic la școală, dar nu putem. Nu putem, fiindcă nu avem resursele de spațiu și de cazare, ca să asigurăm condițiile de care ar fi nevoie. Și atunci, fără a crea o discriminare negativă, totuși cei care aleg să se vaccineze, care se testează sau au trecut prin boală și sunt în fereastra de protecție, vor putea veni în regim clasic.